Problema numărul 2. Aflați aria discului înscris într-un. De această dată avem un disc înscris odată la subpunctul A într-un triunghi echilateral, la subpunctul B într-un pătrat și la subpunctul C într-un hexagon. Reamintesc, aria discului sau aria cercului este egală cu pi ori r pătrat. Și acum, haideți să vedem cât este aria discului în cele trei cazuri. La subpunctul A, cum vă spuneam,